Lotul AstraZeneca cu probleme a băgat spaima în toții românii. La momentul actual, în Mehedinți, acest ser nu se mai regăsește în centrele de vaccinare de la nivelul județului. Deși sute de mehedințeni au fost vaccinați cu acest lot, nu s-au înregistrat reacții adverse severe. La nivelul județului Mehedinți au fost primite din data de 15 februarie și până în prezent 560 de doze de vaccin AstraZeneca din lotul cu cele mai multe reacții adverse. Totodată, același număr de doze a fost administrat. La momentul actual, lotul cu probleme nu se mai regăsește în centrele de vaccinare din județ. În ceea ce privește lotul de vaccin AstraZeneca APV 2856, în județul Mehedinți, au fost, începând cu data de 15 februarie, au fost administrate 560 de doze, din 560 doze primite de la Centrul Regional de Stocare și Distribuție a Vaccinului. Până în prezent nu au fost raportate reacții adverse severe. Deși teama de a fi imunizat cu AstraZeneca este mare, sunt în continuare înregistrate vaccinări cu acest ser și, de asemenea, în continuare, mehedințenii se programează.